Evenimentul pe țară, Dojul a fost undeva la coada listei, ceea ce este foarte bine. Să le mulțumim membrilor biroului electoral județean care au judecat cu echidistanță toate evenimentele care s-au produs și să dăm un mesaj către societatea civilă, către toți cei care ne-au trimis aici în acest Parlament local, că ne vom preocupa să facem în așa manieră ca banii care vin, fie de la guvern, fie din fondurile europene, să se întoarcă către localități, către oameni, în așa fel încât să simtă că sunt și mai aproape de civilizație și să facem în așa fel încât această regiune, una dintre cele mai sărace ale României, să poată să salte mai sus și să se apropie măcar la nivelul regiunilor dezvoltate din România. Vă doresc succes și vă asigur de toată disponibilitatea și cu siguranță că împreună vom avea cel puțin 50 de ședințe în acest an în care vom